Ești ok, iubita? Da. La ce te gândești? Ei, la ce mă gândesc? V-am zis că s-o îngrășat. Cum e posibil așa ceva? Sunteți toți varză, băi! Varză? A zis cineva varză? Ar merge o varză, a? Auzi, domnișoara? Tu să taci, că numai din cauza ta s-a întâmplat asta. Lasă, băi! Viața e frumoasă, băi! Decât să plângi cu salată, mai bine să râzi cu ciocolată. Oricum, kilogramele astea o să fie date după ce ies afară. Ce să iasă-mă afară? Că ies afară doar după ce mănâncă ciocolata aia pe care o lăudați voi. Tu și cu prietena ta, protejata foame. Numai din cauza voastră am ajuns aici. Numai din cauza voastră. De fiecare dată când mă gândesc, îmi vine să-mi tai... O felie de tort? Dai și mie o felie de tort? Parcă era vorba că trebuia să scăpăm de toată mâncarea asta care îngrașă în casă, nu? Păi, și nu asta a făcut? Da, a scăpat. Și a fost delicioasă. Jesus, pe cât ești de grasă, pe atâta de proastă. Tu ești dovada vie că celulele din creier mor, dar cele din țesutul adipos rămân. Ce ai, mă, cu grasele? În spatele oricărei femei grase poți descoperi o femeie superbă. Da, dacă o dai la o parte. Mie mi-e frică să nu ne îngrășăm și mai tare și după aia să ne infectăm și cu virusul. Și după aia o să vină 5G-ul cu antenele lor și cu vaccinul lor și o să ne prăjească pe toți! Prăjit? Prăjim și noi azi ceva? Bă, discuțiile voastre sunt atât de plictisitoare. V-aș zice ceva, dar... Mielene. Și o să se îngrașe și mai tare. Și la un moment dat bărbatul ei o să observe. Pentru că o să fie atât de mare încât doar pe ea o să observe. Că dacă o să mai mănânce mult, o să ne uităm la casa de-l păpat. Și o să ne părăsească și o să rămânim singuri. Fim singure pe un pat de spital și pline de germeni. Bă, copii, dar în loc să vă plângeți voi, nu mai bine gândiți puțin mai constructiv. Trebuie să ne gândim cât de bine ne-am descurcat noi în carantina asta. Pentru că noi suntem The Ren Films! Hai, toată lumea 10 frotor! Ce, mă? Pot să zic ceva? Și eu aș vrea, dar... Nu cred că pot, pentru că am brațele așa de slabe și nu cred că reușesc. Brațe mici și burtă mare ca o vacă mulgătoare. Vita, ar merge puțin în sânge, știi? Băi, fetilor, las că după aia, după carantină, încingem o petrecere faină. Adică facem grătar, nu? Gata, băi, terminați-o cu prostiile. Ce o să facem după aia, a? De unde să avem bani să ne întreținem, a? Când o să răci pandemia asta, o să fim rupt în cur de foame. Lasă, dragă, că dacă o să fiu ruptă în cur de foame, o să mă fac influențăriță. Aoleu, și o să ne doară fundul dacă este rupt? Nu, dar o să mă doară pe mine în cur de durerea voastră. Și după ce o să ieșim, nu o să fim bune de nimic și toate prietenele noastre o să fie mai slabe ca noi. Și o să ne părăsească bărbatul și nu o să avem viitor, nu o să avem bani, nu o să avem familie, nu o să avem nimic, o să fim niște boschetare și o să murim singure și triste. Nu nimic, iubitul, la ce să mă gândesc? Auzi, dar n-ai vrea tu să te urci pe cântar să văd dacă mergi bine, că s-ar putea să fie stricat. Da, iubita, hai că mă urc. Aaa, dar ai luat și tu un kill. La ce te gândești? Are the champions, my friend. We are the champions till the end. Forța, salutare, oameni dragi, dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut. Mulțumim.
Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram, suntem pe toate trei platformele și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merchul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare, mulțumim!